cererea mea privind apărarea independenței și reputației profesionale. La 27 februarie 2016, în șir de posturi de televiziune anume TUDND, Publica TV, Prime TV a făcut publică informații ce nu corespunde realității și mă afectează independența și reputația profesională de judecător și membru al Consiliului Magistraturii. În virtutea statutului de judecător, eu personal, nici membrii familiei mele nu am fost și nici nu suntem asociați sau opționari la vreo companie comercială, inclusiv compania StarMed, fapt stabilit pe actul de constatare a Centrului Național de Integritate. Absolut neridică, eronată este informația că am fi investit careva sume bănești din compania StarMed, că am primit careva dividende, fapt confirmat de raportul financiar a companiei. Parcursul activității nu am participat la careva activități cu caracter politic, mitinguri, proteste, activitate interzisă în baza legii privind statutul judecătorului. Nu sunt rudă cu Vasile și Andrei Năstase. Nu am participat la careva examinare careva dosare cu participatul, parte în care este StarMed. Am aspirat la funcția de vicepreședinte al Cursului Suprem de Justiție pentru a îmbunătăți situația în sistemul judecătorie și a ridica în judecătorie societății justiției. Prin declarațiile calumnioase difuzate de posturi de televiziune, Publica TV, Prime TV, TUDND, mi s-a afectat independența mea în calitate de membru a Consiliului Superior al Magistraturii, libertate de exprimare, libertate de opinii și critici și la neajunsurile din sistemul judecătoresc. Rog Consiliul Superior al Magistraturii de a emite o hotărâre prin care admite cererea privind apărarea independenței și reputației profesionale, emite un comunicat de presă de către serviciul relației cu publicul și mass media a Consiliului Superior al Magistraturii.